Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acestea au fost cele din tâi cuvinte ale propovăduirii Dumnezeului om. Aceleași cuvinte ni le grăiește și acum, prin mijlocirea Evangheliei. Atunci când păcatul a prins în lume cea mai mare putere, s-a pogorât în ea doctorul cel atotputernic. S-a pogorât pe tărâmul surghiunului pe tărâmul tânjirilor și pătimirilor noastre, după care urmau muncile cele veșnice în iad. Binevestește izbăvirea, bucuria, tămăduirea tuturor oamenilor până la unul zicând, Pocăiți-vă! Puterea pocăinței este întemeiată pe puterea lui Dumnezeu. Doctorul este atotputernic și doctoria dată de el este atotputernică. Atunci, în vremea propovăduirii sale pe pământ, Domnul i-a chemat la tămăduire pe toți cei bolnavi de păcat și n-a recunoscut niciun păcat ca fiind de netemăduit. Și acum continuă să-i cheme pe toți. Făgăduiește și dăruiește iertarea oricărui păcat, tămăduirea oricărei boli a păcatului. Voi care prebegiți pe acest pământ, voi toți care năzuiți sau sunteți trași spre calea cea largă în zarba care nu mai amuțește a grijilor, distracțiilor și veseliilor lumești, prin flori amestecate cu spinii, care grăbiți pe acest drum către un sfârșit pe care toți îl cunosc și pe care toți îl uită, către mormântul întunecos, către o veșnicie și mai întunecoasă și cumplită, opriți-vă, desmeticiți-vă din vraja lumii care vă ține fără contenire în robie. Plecați-vă urechea la ceea ce grăește Mântuitorul, luați aminte cum trebuie la cuvintele Lui. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, vă spune El. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Foarte mare nevoie aveți voi, care prebegiți pe pământ, să luați de plin aminte la acest îndemn cu adevărat folositor și mântuitor. Altminteri veți ajunge la mormânt, veți ajunge la pragul și la porțile veșniciei, fără să fi dobândit nicio fărâmă de înțelegere adevărată, nici despre veșnicie, nici despre îndatoririle celui ce intră în ea, pregătindu-vă în ea doar îndreptățitele pedepse pentru păcatele voastre. Cel mai greu păcat e nepăsarea față de cuvintele Mântuitorului, disprețuirea Mântuitorului, Pocăiți-vă! Amăgitoare, înșelătoare calea vieții pământești. Pentru cei care o încep, ea pare o arenă fără sfârșit, plină de adevăruri, iar celui ce o termină îi pare calea cea mai scurtă cu putință, plină de vise de șarte. Pocăiți-vă! Păcătosul orbit, care își întrebuințează întreaga viață pământească, toate puterile sufletului și ale trupului pentru a dobândi slavă, bogăție și toate celelalte agoniseli, și întâietăți supuse stricăciunii, va trebui să părăsească toate acestea în clipele când de pe suflet cu sila se va dezbrăca haina sa, care este trupul, atunci când sufletul va fi dus de îngeri neînduplecați la fricoșătorul scaun de judecată al dreptului Dumnezeu, pe care el nu-l știe, scaun de judecată pe care el îl dispresuiește pocăiți -vă. Se ostenesc, se grăbesc oamenii să se îmbogățească în cunoștințe, însă numai cu cele de puțin preț, potrivite numai pentru vremelnicie, care sunt bune doar pentru a plini nevoile în lesnirile și poftele vieții pământești. Cunoașterea și lucrarea cu adevărat trebuie încioase, singurele pentru care ne-a fost dăruită viața pământească, cunoașterea lui Dumnezeu și împăcarea cu El prin mijlocirea răscumpărătorului, le disprețuim cu desăvârșire. Pocăiți-vă! Fraților, să aruncăm fără patimă în lumina Evangheliei o privire în viața noastră. Deșartă este ea. Toate bunătățile îi sunt luate prin moștenire și, adeseori, prin felurite întâmplări neașteptate, chiar înainte de moarte. Nevrednice sunt aceste bunătăți stricăcioase, așa de grabă pieritoare, a fi numite bunătăți. Ele sunt mai degrabă amăgiri și curse. Cei ce se poticnesc în aceste amăgitoare curse și se încurcă în ele, se lipsesc de adevăratele, veșnicele, cereștile, duhovniceștile bunătăți, care se dobândesc prin credința în Hristos și urmarea lui pe calea cea de taină a trăirii evanghelice. Pocăiți-vă! În ce orbire cumplită ne aflăm? Cât de limpede dovedește această orbire căderea noastră? Vedem moartea fraților noștri. Știm că nu vom scăpa de ea nici noi. Ba poate că foarte degrabă ni se va înfățișa, fiindcă niciunul dintre oameni n-a rămas pentru totdeauna pe pământ. Vedem că multora, și înainte de moarte, li se destramă pământească bunătate, că adeseori ea se preschimbă într-o restriște asemenea unei gustări a morții în fiecare zi. În ciuda acestei mărturii atât de vădite a faptelor, alergăm numai după bunătățile cele vremelnice, ca și cum ele ar fi statornice și veșnice. Doar asupra acestora se îndreaptă toată luarea noastră aminte. Dumnezeu e uitat! Uitată e veșnicia cea măreață, și totodată înfricoșătoare. Bocăiți-vă! Ne vor trăda fraților negreșit, ne vor trăda toate bunătățile stricăcioase. Pe bogații va trăda bogăția lor, pe cei slăviți, slava lor, pe cei tineri, tinerețea lor, pe cei înțelepți, înțelepciunea lor. Numai un singur bun veșnic și nemincinos poate omul să dobândească pe pământ adevărata cunoștință a lui Dumnezeu, împăcarea și unirea cu Dumnezeu care ne sunt dăruite de Hristos, însă pentru primirea acestor bunătăți neîntrecute trebuie să lăsăm viața păcătoasă, trebuie să o urâm. Pocăiți-vă! Ce înseamnă a te pocăi? Înseamnă a-ți da seama de păcatele tale, a te întrista pentru ele, a le părăsi și a nu te mai întoarce la ele, spunea Sfântul Pimen cel Mare. În acest chip, mulți păcătoși s-au transformat în sfinți, mulți nelegiuiți au devenit drepți. Pocăiți-vă! Le pădați de la voi nu doar păcatele învederate, cele evidente, omorul, furtul, desfrânarea, clevetirea, minciuna și judecarea lui, ci și distracțiile cele necuvincioase și închipuirile nelegiuite, și gândurile cele fără de lege, tot ceea ce este oprit de Evanghelie. viața păcătoasă dinainte, spălați-o cu lacrimile pocăinței nefățarnice. Nu-ți spune într-o deznădejde și împușinarea ta de suflet. Am căzut în păcate grele, am dobândit de prinderi păcătoase de multă vreme prin viața mea păcătoasă. Cu timpul, ele s-au prefăcut într-o a doua fire. Îmi fac pocăința cu neputință. Aceste cugete întunecate ți le insuflă vrășmașul tău, diavolul, pe care tu încă nu l-ai băgat de seamă și nu l-ai priceput. El știe puterea pocăinței. Se teme că pocăința ta te va scoate de sub puterea lui și se străduiește să te rupă de pocăință, punând o neputință născocită de el pe seama doctoriei atotputernice a lui Dumnezeu. Cel ce a rânduit pocăința este creatorul tău, cel ce te-a zidit din nimic. Cu atât mai ușor îi va fi să te rezidească, să transforme inima ta, să facă o inimă iubitoare de Dumnezeu dintr-o inimă iubitoare de păcat, să zidească o inimă nouă, duhovnicească, sfântă, dintr-o inimă înrobită simțurilor, trupească, plină de gânduri rele și iubitoare de plăceri. Fraților, să cunoaștem negrăita iubirea lui Dumnezeu față de firea omenească ce a căzut. Domnul s-a înomenit ca prin înomenirea sau întruparea sa să poată lua asupra sa pedepsele meritate de oameni și prin pătimirea celui a tot sfânt să-i răscumpere de pedeapsă pe cei vinovați. Ce l-a atras la noi aici pe pământ, în țara surghiunului nostru, Oare dreptățile noastre și faptele noastre bune? Nu! L-a atras la noi starea jalnică în care ne aruncase păcătoșenia noastră. Chiar dacă suntem păcătoși, să prindem curaj! Pentru noi, anume pentru noi a săvârșit Domnul marea sa lucrare a întrupării. La suferințele noastre a căutat El cu nepătrunsă milă. Să încetăm a șovăi să încetăm a ne îndoi cu puținătate de suflet. Umplându-ne de credință, de râvnă și recunoștință, să ne apropiem de pocăință, prin mijlocirea ei să ne împăcăm cu Dumnezeu. Cel fără de lege, dacă se va întoarce de la toate fără de legile sale pe care le-a făcut, și va păzi toate poruncile mele, zice Domnul, și va face judecată dreptate și milă, cu viață va trăi și nu va muri toate nedreptățile lui pe care le-a făcut nu se vor pomeni, ci într-o dreptatea sa pe care a făcut-o, el va fi viu. Aceasta este făgăduința pe care Dumnezeu i-o face păcătosului prin gura marelui său proroc Ezechiel. Să răspundem, după măsura slabelor noastre puteri, mari iubiri pe care o are față de noi Domnul așa cum pot răspunde iubirii ziditorului zidirile lui și încă niște zidiri căzute să ne pocăim să ne pocăim nu numai cu gura să dovedim pocăința noastră nu doar prin câteva lacrimi trecătoare nu doar luând parte de ochii lumii la slujbele bisericii făcând rânduielile bisericești exterioare lucru cu care se mulțumeau și fariseii să aducem împreună cu lacrimile cu evlavia cea din afară și roada vrednică de pocăință, adică să ne schimbăm viața noastră păcătoasă cu o viață evanghelică. De ce muriți casa lui Israel? întreabă Domnul. De ce pieriți creștinilor cu o moarte veșnică din cauza păcatelor voastre? De ce se umple de voi iadul ca și cum n-ar fi fost rânduită în biserica lui Hristos a tot puternică pocăință. Acest dar este un dar nesfârșit de bun pentru casa Israelului celui nou, adică pentru noi creștinii. Și în orice vreme a vieții, asupra oricăror păcate, darul pocăinței lucrează cu aceeași putere. Curăță orice păcat, mântuiește pe oricine, oricum ar fi el, orice om care aleargă la Dumnezeu. Chiar dacă asta se întâmplă în ultimele clipe dinainte de moarte. De ce muriți casa lui Israel? Creștinii mor pentru totdeauna cu moarte veșnică, fiindcă în toată vremea vieții pământești nu se ocupă cu altceva decât cu încălcarea făgăduințelor pe care le-au făcut la botez, cu slujirea păcatului. Pier, fiindcă nu iau aminte cât uș de puțin la cuvântul lui Dumnezeu ce le vestește despre pocăință. Nici în clipele dinaintea morții nu sunt în stare să se folosească de atot a atotputernica puterea pocăinței. Nu sunt în stare să se folosească de ea, fiindcă nu și-au făcut nici cea mai mică idee despre crești, sau și-au făcut cea mai neîndesulătoare și greșită părere despre el, care poate fi numită de plin neștiință, mai degrabă decât cunoștința de vreun fel oarecare. Viu sunt eu, zice Domnul, ca și cum ar fi silit să-i încredințeze mai cu tărie pe cei necredincioși. Viu sunt eu, zice Domnul, nu voiesc moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă păcătosul de la calea sa și să fie viu. De ce muriți casa lui Israel? Cunoștea Dumnezeu neputința oamenilor, știa că ei și după botez vor cădea în păcat. Din această pricină a întemeiat Hristos taina spovedaniei, prin care se curăță păcatele pe care omul le-a făcut după botez. Pocăința trebuie să însoțească credința în Hristos, să premeargă botezului în Hristos, iar după botez, ea îndreaptă încălcarea îndatoririlor omului care a crezut în Hristos și s-a botezat. Atunci când din Ierusalim și din toată Iudeia oamenii veneau în număr mare la Ioan, propovăduitorul pocăinței, ca să se boteze în Iordan, își mărturiseau păcatele. Le mărturiseau, spune unul dintre sfinții scriitori, nu fiind că Sfântul Botez ar fi avut nevoie să afle păcatele celor care veneau la el, ci fiind că era nevoie ca ei, pentru a face o pocăință temeinică, să unească părerea de rău pentru căderea în păcat cu mărturisirea păcatelor. Sufletul care știe că este dator să-și mărturisească păcatele, grăiește Sfântul Ioan Scărarul, prin însuși acest gând este oprit ca de un lanț să mai repete păcatele de dinainte. Din potrivă, păcatele nemărturisite la taina spovedaniei, săvârșite ca în întuneric, cu înlesnire se întâmplă iarăși. Prin mărturisirea păcatelor se strică prietenia cu păcatele, se rup lanțurile cu care diavolii leagă sufletul de păcat. Ura față de păcat este semn al adevăratei pocăințe, al hotărârii de a trăi într-o virtute. Dacă păcatul ți s-a transformat într-o obișnuință, spovedește-te des și de grabă vei fi eliberat din robia păcatului, și mai cu ușurință vei urma lui Hristos. Cel care își trădează iar și iar prietenii va fi vrășmășit de ei. Aceștia se vor îndepărta de el ca de un trădător care caută desăvârșita lor pierzare. De la cel care își mărturisește păcatele, acestea se depărtează, fiindcă păcatele se întemeiază și se întăresc pentru fia firii celei căzute nesuferind să fie date în vileag și rușinate. Cel care își îngăduie să păcătuiască de bunăvoie și întradins în nădejdea că se va pocăi, acela viclenește față de Dumnezeu. Pe cel care păcătuiește de bunăvoie și întradins în nădejdea că se va pocăi, îl va lovi fără de veste moartea, fără să-i lase vremea pe care el credea că o va avea, ca să o închine pocăinței și faptelor bune. Prin taina spovedaniei se curăță cu desăvârșire toate păcatele făcute prin cuvânt, prin faptă și prin gând, care sunt mărturisite. Pentru a șterge din inimă deprinderile păcătoase, care s-au înrădăcinat în el prin îndelungă adăstare, este nevoie de timp, este nevoie de pocăință stăruitoare. Pocăința continuă înseamnă a avea mereu ducul în frânt, a fi smerit a lupta neîncetat cu patimile și cu simțirile cu care te împresoară patima păcătoasă ascunsă în inimă, ați înfrâna simțurile trupești și stomacul, a te ruga cu smerenie și a te spovedi des. Fraților, păcătuind de bunăvoie am pierdut sfânta neprihănire, neprihănirea care nu numai că este neatinsă de fapta păcătoasă, dar ea nu are nici măcar cunoștința răului, neprihănirea într-o a cărei strălucire duhovnicească am venit la ființă din mâinile ziditorului. Am pierdut și acea neprihănire pe care am dobândit-o, rezidiți fiind prin botez. În calea vieții noastre ne-am întinat prin felurite păcate veșmintele albite de răscumpărătorul. Ne-a mai rămas o apă pentru a ne spăla, apa pocăinței. Ce se va întâmpla cu noi dacă vom fi nepăsători față de această spălare? Va trebui să ne înfățișăm lui Dumnezeu cu sufletele sluțite de păcat și cumplit va privi el la sufletul spurcat, la focul ghienei în care sufletul va fi osândit. Spălați-vă, curățiți-vă, ștergeți răutățile din sufletele voastre, dinaintea ochilor mei, zice Domnul. Părăsiți-vă răutățile voastre și veniți să ne judecăm. Cu ce se va sfârși însă această judecată a lui Dumnezeu? Judecata păcăinței la care Dumnezeu îl cheamă neîncetat pe păcătos în timpul vieții sale pământești. Când omul își recunoaște păcatele sale, când se hotărăște să se pocăiască și să se îndrepte cu adevărat, Dumnezeu încheie judecata sa cu omul prin următoarea cotărâre, de vor fi păcatele voastre precum purpura, ca zăpada le voi albi, și dacă vor fi precum cârmâzul, ca lâna le voi albi. Iar de va fi nepăsător creștinul față de această ultimă chemare a mult milostivului Dumnezeu, îi se vestește din partea lui consecința păcatelor sale, moartea sufletească, pierzania veșnică. Bunătatea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu vede păcatele tale, cu lungă răbdare privește păcatele pe care le faci înaintea lui, la șirul de păcate care alcătuiește toată viața ta. El așteaptă pocăința ta și totodată lasă libera ta voie să alegi mântuirea sau pierzania și tu folosești în chip rău bunătatea și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Nu e în tine îndreptare. Trândăvia ta este din ce în ce mai mare. Crește în tine nepăsarea atât față de Dumnezeu, cât și față de soarta ta veșnică. Singura ta grijă este să-ți înmulțești păcatele. Adaugi la păcatele de mai înainte păcate noi și îndoite. După învârtoșarea ta și după inima ta nepocăită, Îți adun mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, celor ce prin răbdare, în fapta bună, caută slavă, cinste și nestricăciune, viață veșnică, iar celor ce din îndârjire se împotrivesc adevărului și se supun nedreptății, mânie, urgie și necaz și strămtorare veșnică, peste tot Sufletul omului care face rele, spune Sfântul Apostol Pavel.